Doamnelor și domnilor, continuăm conform programului cu întâlnirea cu scriitoarele, întâlnirea cu literatura. Pentru mine este, mărturisesc, e cel mai așteptat moment, <laughs> pentru că îmi place pictura, îmi place uh, moda, evenimentele care au precedat... Uh, Uh, întâlnirea cu literatura în uh, bazarul uh, diplomatic organizat uh, aici, la Universitatea Liberă din Bruxelles, dar poezia este foarte aproape de mea. Uh, o invit pe doamna profesoară Luba Botaru, da? Așa, uh, care uh, are cuvântul pentru moderarea primei părți, întâlnirea cu proza. Urmează întâlnirea cu poezia, iar la final vom avea o surpriză, un moment artistic special. Doamna profesoară, aveți cuvântul. Bună ziua încă o dată, vă salutăm pe toți. Am vorbit în franceză, engleză, acum să trecem într-un final la limba română. Bucuroși tare! O să o avem ca invitată specială pe Dora Alina Romanescu, dar mai întâi să așteptăm imagine. Sper să apară în curând. datorită internetului putem să discutăm cu cineva departe de noi, cu sufletul de fapt e aici. Eu sunt prezentă. Ce-am făcut? Am deschis. Se aude? Eu vă aud, dumneavoastră. M-auziți? Puneți sunetul. Da. da. Se aude? M-auziți? Da, eu vă aud. introduceți microfonul, doamna Românescu. Cum se fac oare? Ce se fac? Nu știu. Da, acolo, acolo, da. Aici? Acum se aude? Da, eu vă aud. Așa, acum a dispărut. Vă aud? Vă aud. Se aude? Eu da, dumneavoastră mă auziți? Doamna Romanescu, doamna educatoare, vă rugăm să deschideți microfonul calculatorului dumneavoastră. Aici, da, da, să activați, deci probabil că mai devreme când v-am rugat să ne urmăriți în liniște, cred că l-ați închis și vă rugăm acum să-l deschideți. Deci, pur și simplu, pe ecran, depinde ce format timp să aveți, dar pe ecran apare undeva o bară de meniu în care este și microfonul. Ne mai auziți? Eu vă aud foarte bine, dar unde, Doamne, ar mă să apăs? Nu mai știu. Ah, gata, -a gata, gata, în regulă, vă auzim, da? dar nu o da. vă mai vedem. Probabil că a fost dezactivată camera. Acum vă auzim, dar nu vă vedem. Acum vă și auzim, vă și vedem. Mulțumim, da? doamna Romanescu. Și eu vă mulțumesc. Da. Ne vedem, ne auzim perfect. Încă o dată vă spunem bună ziua, vă salutăm din inima Europei. Sunteți invitată specială a primei ediții a Bazarului Diplomatic România-Republica Moldova. Sunteți scriitoarea mea de suflet cel puțin și spera să vă cunoască mai multă lume și să înceapă să citească, dacă nu s-a citit încă, romanele dumneavoastră. Eu, ziceam așa, revin la cărțile acestei scriitoare ca la niște povești. Atunci când este greu pe suflet, atunci când în jur prevalează răutatea, eu le citesc și mă umplu de bucurie și de optimism. 17 la număr, romanele dor, dori Alina Romanescu, tămăduiesc suflete. Subiectele valorifică realitățile în care trăim, cu bucurii și cu tristeți, cu probleme, cu frământări, cu vise, cu împliniri. Personajele vin din anturajul nostru, printre ele ne recunoaștem pe noi înșine. Ne bucurăm sau ne întristăm împreună cu ele, încercăm să medităm, să reflectăm, să intrăm în iureșul întâmplărilor, și să le ajutăm pe parcursul lecturii să se îndrepte, să-și croiască drumul, să ierte, să iubească, să spere, să înțeleagă. Am citit în una din prefața unei cărți de-a dumneavoastră și sunt în total de acord cu acest mesaj. Dora Alina Romanescu zice în una din micile dumneai reflexii următoarele. M-am născut în prima zi a lunii noiembrie, în comuna Rebra, într-o familie modestă, dar înzestrată cu cele mai alese calități morale ale ardelenilor, iubitor de neam și țară. Niciodată nu am uitat de unde am plecat. L-am iubit întotdeauna pe Dumnezeu, am avut și am bunul simț al românilor. Impresionantă reflexie și vreau să vă întreb, doamnă, stimată doamnă, care este cel mai Impresionant moment al copilăriei dumneavoastră, cel care poate pe parcurs și-a găsit reflectare în cărțile pe care le-ați scris și le scrieți. O, Doamne, am avut o copilărie tristă pentru că la vârsta de 9 ani o boală nemiroasă m-a copleșit, m-a Dat la pământ și a trebuit să stau trei ani mobilizată la pat și în timpul acesta am început să citesc ca să uit de durere, să uit de, de, de tot ce a fost ce e rău în viața mea. Și de atunci am început să iubesc literatura și poate de atunci mi-am dorit încă de copil să scriu și eu, la fel cum și să mă bucur și să transmit. Sentimente celor care vor deschide o carte de-a mea. Vă mulțumesc și acum vreau să vă întreb. Dumneavoastră sunteți de profesie educator, învățător. Da. Ați scris doar o singură carte pentru copii, o am pe aici, pe undeva. Celelalte sunt pentru și despre maturi. Când ați înțeles că misiunea dumneavoastră e să scrieți? Când s-a fundamentat această idee, când s-a născut și și a luat aripi. Scriam de când eram încă eram bolnavă și citeam o carte și îmi făceam un rezumat. Apoi cu timpul îmi doream da. să scriu și nu am avut curajul. Însă mi-am dat seama că nu trebuie să rămân pe loc, timpul trece și nu mă așteaptă. Și, așa, am publicat prima carte la 48 de ani târziu. Dar poate atunci a fost momentul. Poate atunci a vrut. Dumnezeu să scriu prima carte de anul comorii. O carte în care uh, o tânără își strigă uh, durerea în spatele ușilor dinchise. Tema, tema mare fiind violența domestică. Am, am, am lucrat la catedră 40 de ani. Mi-am dăruit viața copiilor, iar după aceea am vrut prin scrierile mele să dăruiesc și oamenilor din frumusețea sufletului meu. Și să promovezi uh, feminitatea. Foarte frumos, dar să nu uităm că și Ion Creanga a început să scrie târziu. Asta nu înseamnă că nu a reușit să facă să lase o literatură de valoare. Da, nu, este, nu este foarte important când începem să scriem. Este important ce, ce scriem și cum scriem. Am Doamna trecut. Alina am Romanescu. Îmbrinit, am împlinit două de ani de când scriu. Da. În romanele dumneavoastră, eu știu, tratați diferite subiecte venite din realitate, probleme cu care ne confruntăm. Și în o prefață a unui roman am citit următorul lucru care m-a frapat, m-a surprins și pe mine. Personajele feminine în scrierile dumneavoastră sunt în căutarea unui rost, în căutarea fericirii, în căutarea unei bijuterii dorite de toată lumea, iubirea cea rănită. Fraza aparține Emiliei Dadu. Și vreau să vă întreb, și întotdeauna am vrut să întreb pe cei care au scris romane. Atunci când începeți să scrieți un roman, aveți în, eu știu, în imaginație uh, personajul gata format sau îl creați pe parcurs? Cum se întâmplă acest lucru? Pornesc de la un fapt real, dar apoi evenimentele vin pe parcurs. Așa mi s-a întâmplat întotdeauna, dar pornesc întotdeauna de la un fapt pe care l-am auzit, o poveste sau ceva ce mi-a venit, m-a impresionat pe mine, și apoi toate au venit pe rând, dar asem toate au, cum să vă spun, se pot întâmpla în viață. Tot ce scriu eu se, se pot, sunt povești sau întâmplări din lumea asta mare și care pot să, pe care le trăiesc oamenii uh, mereu în, în, în de-a lungul timpului. Da, vă mulțumesc și spuneți-ne, vă rog, să ne un secret, poate. Care este cea mai complicată carte pe care ați scris-o? O carte durută, poate? O carte care v-a provocat uh, emoții de nedescris? Îmi iubesc toate cărțile, toate le iubesc foarte mult. Cel mai mult, mă, mă, când spun, este Cartea Blestem. Poate și par, pentru faptul că toate evenimentele se petrec în zona unde m-am născut eu, în, în zona Năsăudului, în, în Ținutul Năsăudului și a, a Bistriței și a Năsăudului. Și pentru că sunt întâmplări pe care oamenii de acolo am, am împletit realitatea cu ficțiunea și pe care oamenii le încă le cred în aceste, aceste întâmplări din, din blestem. Vă mulțumim și eu am observat citind multe din romanele dumneavoastră că prevalează ca număr personajele feminine. Aveți vreun personaj construit după chipul și asemănarea dumneavoastră? Ce să, ce să... În toate cărțile mele există și sufletul meu acolo, dar așa să fiu eu, personaj principal, în, în, în simfonia sufletului călător, în povestea ba, în povestea uh, din sufletul călător. Uh, Prima poveste, în uh, uite că am emoții acum, este, este și Sufletul meu acolo. Uite, de emoții! Da. În, în, din Sufletul Călător este volumul de povestiri. Povestea, vă spun acum, uh, băiatul cu globul de aur, acolo este, acolo este Sufletul meu. Am înțeles. Și acum vreau să vă întreb, atunci când aveți inspirație, de fapt când se întâmplă acest lucru, în ce timp? în ce perioadă a zilei? Eu știu, când plouă, când ninge, când e soare, pe malul mării, în orașul frumos în care locuiți? Când aveți mai multă inspirație? Oh, doamne, o, oh, doamne! În am, când am început să scriu, am scris la mână și scriam noaptea. Apoi, cu timpul, după ce am învățat să scriu la calculator, scriu ziua și în fiecare clipă. Când, am, când mă așez la masa de scris, sunt cea mai fericită și trăiesc cele mai frumoase momente. Trăiesc alături de eroii mei, de eroinele mele mai în special. De, le trăiesc cu sufletul sentimentele lor. Uneori mă trezesc plângând. Scrind, scriu și plâng. Deci de, de, sufletul meu este alături de, de, de scrierile mele și de, de personajele mele. Vă mulțumesc foarte mult și acum vreau să vă întreb încă ceva. Dar dacă dispare inspirația, iată să se produce așa un moment neplăcut, poate pentru un scriitor, dispare inspirația. Ce faceți? Unde mergeți după ea? Nu știu, nu știu dacă până în prezent am avut această experiență și nu Feliciteri. vreau să... Nu vreau să o am. Cea mai fericită sunt când scriu. Asta este fericirea, bucuria mea cea mai mare. Mai ales după ce am ieșit la pensie sunt, sunt, în lumea mea acum. Eu am înțeles din ultima carte pe care, iată, am fericită onoare să o, să scriu o prefață și promit că în timpul apropiat o și trimit. Am înțeles că dumneavoastră credeți în faptul că toate speranțele, dorințele, visele se îndeplinesc. Și cum credeți? Iubirea poate să îndrepte lucrurile, poate să-i facă pe oameni mai buni, pentru că este foarte multă iubire în cărțile dumneavoastră. Sentimentul care prevalează în personajele pe care le construiți, de fapt, este iubirea. Este iubirea, deschiderea, dorința de a face lucruri frumoase, chiar și atunci când poate vedem și niște personaje altfel decât am vrea noi să le Știm, dar oricum cu iubire ele se îndreaptă și îndreaptă drumul. Și într-un final avem, de fapt, avem final de poveste. Cum se întâmplă? În primul rând sunt credincioasă, îl iubesc pe Dumnezeu. Și doar tot, tot ce am creat, am creat cu ajutorul lui, cu ajutorul, cu binecuvântarea divinității. Și Chiar dacă am, am, și personaje negative pe care eu am, am căutat să le scot în, val, să scot în valoare pentru să le, le creionez, pentru a scoate apoi în valoare iubirea și frumusețea sufletească a unor persoane, altor personaje fără iubire nu poți să faci nimic și întotdeauna în, puține, în toate cărțile mele iubirea e cea care triumfă și mai ales pentru că femeile am dat un rol și, o, o, și multă iubire și prețuire femeii totdeauna am, am căutat să Scot, să aduc în, va, în viața acestor femei valori morale care, din păcate încep să, să dispară și să nu mai fie uh, atât de importante cum au fost altă dată. Uh, am creat, de exemplu, în demon și Înger, o pe, un personaj, o profesoară uh, deosebită tibiana. Cu valori morale, cum ar trebui să fie o adevărată profesoară în, în, în zilele noastre. Nu știu dacă, dacă sunt asemenea, sau poate că există asemenea persoane deosebite, dar asta doresc eu: să nu dispară tot ce e frumos și pur din, din neamul nostru, din. din Lumea din lumea uh, pe în care trăim și mai ales din uh, lumea uh, neamului românesc. Îmi doresc din tot sufletul ca valorile morale să rămână și să, 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 fie, uh, să fie în continuare în lada zestre a generațiilor care vin. Mulțumesc foarte frumos, răspuns educativ. Uh, mă refeream, de fapt, la cartea Frânturi de viață, în care... Așa înțeleg eu. Ați dat o lecție, o lecție de iubire prin care poate să se îndrepte omul. Și ați dat o speranță unui om care, de fapt, a pierdut multe în viață și care nu mai avea nicio credință sau nu avea nicio încercare de a crede în ceva. Dar uite că în calea lui a apărut acea domniță în ajunul anului nou care i-a dat această șansă la iubire da, și da, o, o, o poveste de fapt e o povestire-poveste cu final E o povestire, hai să zicem așa, cu final de poveste. De uh, eu îi încurajez pe toți cei care sunt aici să citească ediția care o să apară acestei lucrări, Frânturi de, din viață, și să vedeți, într-adevăr, cum situațiile pot schimba oamenii, cum iubirea poate să schimbe pe oricine, zic eu, așa cum ne învață Dora Alina Romanescu în romanele sale. M-am inspirat dintr-un fapt real din poveste în ajun de Crăciun, să știți. Frumos, foarte frumos. Dacă se întâmplă realitate astfel de minuni, înseamnă că suntem pe drumul cel bun și încă nu avem totul pierdut. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste lecții de viață, veritabile lecții de viață. Ei, Doamnă, eu cred că, deși, sau chiar dacă ați început să scrieți la o vârstă de 48 de ani, oricum aveți un plan bine structurat și bine gândit, aveți multe idei pe care să le realizați în continuare. Spuneți-ne, vă rog, despre ce ați dorit să scrieți încă, despre ce nu ați reușit să scrieți? Care sunt planurile de viitor, cu alte cuvinte, în literatură? În primul rând îmi doresc să fiu sănătoasă, apoi să știți că am o carte despre orașul Mangalia, pe care eu îl numesc Orașul Dorurilor Infinite, care este în editură și nu este o monografie, ci este o declarație de dragoste pentru. Acest minunat ținut în care eu m-am realizat profesional și cultural, și, bineînțeles, aici mi-am născut copiii, aici mi-am mi format familia. Apoi am două volume, două romane care sunt, Anabela se vor numi, care sunt tot terminate ca să intre în editură și îmi doresc foarte mult să-mi realizez. Og oh, uh, uh, oh, 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 Să toate cărțile să -mi, le tipă, să mi le retipărez și să scot o ediție de colecție cu romanele mele cele mai importante din punct de vedere uh, literar-artistic. Asta, asta va fi zestrea pe care o las copiilor mei și în special nepoatei mele Evelina Dela. Și apoi dacă uh, Dumnezeu mă, vai, mă va ține, tot timpul voi avea un subiect de scris și va veni ceva în minte și voi scrie în, voi scrie în continuare cât voi fi să Așa să vă ajute Dumnezeu și am citit între o mărturisire de a dumneavoastră. Cred în dreptate și adevăr, în cinste și puritate. Îmi iubesc familia și cred că nimic nu este întâmplător în această viață. Cred că am o steacă binecuvântată. Mereu am fost ocrotită de puterea divină. Eu zic așa, să aveți această steacă lăuzitoare toți anii pe care vi lasă Dumnezeu să-i trăiți pe pământ, să aveți inspirație, să aveți multă sănătate, ceea ce vă doriți în mod deosebit. Dați-mi voi să prezint, trebuia la început, dar mă rog, emoțiile sunt mari, să prezint câteva din cărțile pe care le-am primit uh, uh, din coletul dumne cu uh, coletul dumneavoastră este vorba de cartea emigrantele și cine este interesat, vă rog să vă apropiați și să procurați. Chiar o să stabilim o întâlnire atunci când Dora Alina Romanescu va reuși să scoată acea lucrare de proporții la care se gândește și la care lucrează acum. Mă gândesc acum. în august, în august, s-ar putea să-mi da, ajute. Da, așa, Simfonia Sufletului Călător, o altă carte pe care o prezint cu mult drag. Demon și înger, pe care a prezentat-o și doamna Alina Romanescu, traficanții de suflete, un titlu eu știu oximoronic poate sau în tot cazul metaforic, da, oximoron metaforizat. Și jocul destinului, aceste, aceste cărți le am aici din cele 17, dacă nu greșesc, pe care da. le-am scris până acum, 17. Da. La 48 de ani până acum, 17 șa, cărți este, este, este ceva. Eu vă mulțumesc de spus că ați, ați acceptat invitația noastră să fiți parte din bazarul diplomatic ediția 1, ediția 3. România, Republica Moldova. Sunteți prima scriitoare care ne onorează cu prezența, fie și pe această cale și mulțumim internetului că ne-a oferit această posibilitate. Vă dorim multă sănătate și sperăm în curând la o revedere fizică. Ce să zic eu? eu? Eu vă mulțumesc și dacă îmi permiteți, vreau vă să, să vă împărtășesc doar câteva din dorințele mele cele mai tainice. Chiar vă rog, da. Mi-e dor să-mi fie dor de clipele cu care timpul s-a jucat în trecerea sa prin viața mea. Mi-e dor să-mi fie dor de timpul care te îndemna să alergi în căutarea fericirii, de timpul care te îndemna să ai bucurii nesfârșite. Mi-e dor să-mi fie dor să-mi las sufletul să hoinărească prin locurile încărcate cu cele mai frumoase amintiri, să le strige, să le deștepte, să mi le aducă în suflet. Mi-e dor să-mi fie dor de tinerețea mea, de suflu ei, de candoarea, de veselia, de neliniștea ei. Mi-e dor să-mi fie dor de toate clipele cu care am fost binecuvântată în viața mea pământeană. Mi-e dor să-mi fie dor avem mereu ceva de care să ne fie dor. Avem mereu ceva de uitat. Avem mereu ceva de tăinuit. Avem mereu ceva de iertat. Avem mereu ceva de învățat. Mereu, mereu, puțin câte puțin, dor după dor. Nu le putem căra pe toate cu un singur suflet. Dumnezeu să binecuvinteze limba și literatura română și pe toți cei care trudesc în, pe tărâmul fermecat din lumea minunată a cuvintelor. Vă mulțumesc, stimată doamnă! Sunt onorată că eu am ajuns să fiu în capitala Europei și să fiu alături de dumneavoastră. Sunt foarte fericită! Mulțumesc din tot sufletul! Noi vă mulțumim! Plecăciuni, stimată Doamnă, să aveți inspirație oricând și oriunde. Vă mulțumim! O zi bună în continuare! Puteți rămâne cu noi pentru rămân, că avem doi băieți și apoi un scritor. Da. Vă mulțumim mult! Cu multă dragoste!